Sunt aici. Eu sunt aici. Nu începeți fără mine. Manolescu, sau mai degrabă Elena, a intrat în biroul șefului său. Ei bine, mai degrabă s-a strecurat înăuntru, deschizând ușa cu cotul și lovind-o cu șoldul pentru că avea mâinile ocupate. Când Eugen Bibescu s-a uitat mai atent, a observat că cel mai bun prieten și coleg al său adusese două cești de cafea și câteva gustări luate din bucătăria comună. Gura lui Elena era mereu în mișcare. Surprinzător, încă mai încăpea prin uși fără să fie nevoie să le lărgească. Ce e asta? Nu vrei să începem fără tine? Bibescu se încruntă. Revizuirea contabilă din octombrie. Nu pot spune că am mai văzut la tine un asemenea entuziasm pentru muncă. Leonid s-a îmbufnat în timp ce își descărca proviziile pe birou, fără să țină cont de faptul că o parte din baclava a alunecat din recipient, lăsând o urmă lipicioasă pe documente. Munca nu este un lup, munca este vorc, iar lupul a ieșit la joacă, a declarat el, amestecând rusa și engleza. Sunt aici pentru spectacol, Eugen. Nu aveai de gând să o supraveghezi astăzi pe menajera ta? Cea drăguță pe care o poți urmări fără să plătești sau să te înregistrezi. Și eu vreau să intru. Spune-mi că i-ai dat una dintre uniformele alea drăguțe, cu fustă scurtă și un ștergar de pene. Jur, e visul meu să am o domnișoară ca ea care să umble prin casă. Văzând confuzia și totala neînțelegere de pe fața prietenului său, Leonid a pufnit. Oh, trezește-te, Eugen! Trebuia să instalezi camere de luat vedere acasă în acest weekend pentru a o supraveghea pe noua ta femeie de serviciu, i-a amintit Manolescu. Încă nu te-ai trezit? Poftim! Ia o băutură energizantă! Elena i-a întins o ceașcă. Adulmecând, Eugen a luat o înghițitură și și-a plesnit buzele surprins. Asta are alcool? Ups, Lenia și-a plesnit fruntea. Îmi pare rău, șeful. Asta e băutura mea. Știi că o dimineață de zi lucrătoare devine bună doar atunci când adaugi puțin whisky în cafea. Eugen a scuturat din cap și apoi a băut din propria lui ceașcă. Amintește-mi din nou de ce nu te-am concediat. Mormă el! Întrebarea era retorică, dar Elena a răspuns repede. Pentru că atunci ai rămâne fără cel mai bun prieten al tău, singurul tău cel mai bun prieten. Și cine altcineva ți-ar spune sincer că cravata asta ciudată nu ți se potrivește? Manolescu a râneit și și-a ridicat paharul într-un toast fals. Eugen și Elena erau prieteni încă din școală. Trecuseră prin tot felul de lucruri împreună, chiar se bătuseră de câteva ori, deși întotdeauna se împăcau și ajungeau din nou în bucluc la scurt timp după aceea. Odată, chiar au petrecut o noapte într-o celulă, unul lângă altul. Erau ca frații, trăind practic ca două familii într-una singură. În facultate, drumurile lor au deviat ușor, dar legătura lor nu a slăbit niciodată. Eugen a intrat în afaceri, explorând modalități de a face bani și de a-și înființa propria companie, în timp ce Elena și-a descoperit interesul pentru programare. Când afacerea lui Eugen a început să fie promițătoare, viața a luat o întorsătură dură și a pierdut părinții într-un accident. Deși era un adult, durerea a fost enormă. Întotdeauna rămâi un copil în ochii părinților tăi, iar pierderea lor este ca și cum ți s-ar smulge o parte din inimă, fără anestezic sau avertisment. Pentru Eugen, a fost ca și cum i s-ar fi deschis o rană deschisă în piept, rece și întunecată, imposibil de umplut. Elena, apropiată și ea de părinții lui Eugen, a rămas alături de el și l-a sprijinit. S-a ocupat de organizarea înmormântării, deoarece Eugen nu a avut puterea și a rămas aproape pentru a-l ajuta să treacă peste durere. Mama lui Elena i-a adus lui Eugen recipient cu alimente și termosuri cu mâncare caldă, asigurându-se că nu uită să mănânce. Tatăl său, un militar dur, îi dădea îmbrățișări părintești, lucru la care Eugen nu se așteptase niciodată de la el. Tragedia le-a apropiat și mai mult pe Eugen și Elena. Când Leonid și-a părăsit locul de muncă după ce s-a certat cu șeful său, Eugen i-a oferit imediat un post, punându-le la conducerea departamentului IT. Nu a fost doar din prietenie. Sub exteriorul lipsit de grijă al lui Elena se ascundea un specialist foarte competent. Au trecut 10 ani de atunci. Compania lui Bibescu era acum bine stabilită pe piață. Elena încă se considera un burlac sau, cum îi plăcea să spună, un burlac eligibil. Eugen se căsătorise cu o femeie frumoasă, cu o personalitate dificilă. Elena îi fusese cavaler de onoare, deși nu era prea atașat de Irina. Nunta a fost priită. Ea a rămas însărcinată la 2 luni după ce l-a cunoscut pe Eugen.
Ea a jurat că a luat anticoncepționale, dar Elena nu a crezut-o, numind-o vulpea vicleană care i-a prins prietenul în capcană. Și Euge. După ce își pierduse familia, el se bucura de șansa de a-și construi una nouă. A sperat că maternitatea o va înmuia pe Irina, o va face bâlândă, cel puțin față de copilul lor. Dar pe măsură ce trecea timpul, speranța lui se reducea la o licărire slabă. Fiul lor, Iurie, avea acum 4 ani și era adesea lăsat în grija celei mai recente bone, mai degrabă decât a mamei sale. Cu ce era ocupată Irina? Cu ea însă și. Cumpărături, vizite la spa, socializare cu prietenii. Nu se ocupa de treburile casnice, nevrând să-și strice manicura sau mâinile cu produse chimice de curățat. Refuza să gătească, susținând că nu putea și că era teamă să-i otrăvească cu experimentele ei. Au angajat ajutoare pentru toate treburile din casă. Dar era un lucru ciudat. Bucătarii, bonele și femeile de serviciu continuau să plece, fugind ca șobolanii de pe un vas care se scufundă. Rezistau o lună, cel mult 2, înainte de a-și da demisia, adesea fără explicații. Eugen se gândea serios să angajeze un exorcist care să cutreiere podul, convins că un poltergeist ar putea alunga oamenii. Recent, au pierdut încă o bonă și o femeie de serviciu. Ultima dădacă, Anna Pavlovna, a invocat comportamentul lipsit de respect al angajatorului ca motiv al plecării sale. Îmi pare rău, dar nicio sumă de bani nu merită umilința pe care am îndurat-o, a spus femeia în vârstă, cu buzele strânse. Am fost dădacă la familii respectabile timp de mulți ani. Ea a explicat că s-a mutat chiar și în Anglia cu o familie, dar nu am întâlnit niciodată un astfel de tratament. Spune-i soției tale că o bonă nu este o servitoare care să fie tratată ca un câine. Eugen a încercat să obțină mai multe detalii, dar ea a refuzat să se plângă, adăugând doar că Iurie avea nevoie de o bonă stabilă. Este un băiat dulce, dar acest carusel de oameni care se schimbă la nesfârșit îi va face rău, tulburându-i nervii. Va începe să creadă că nu are pe cine să se bazeze. Acum, a spus ea, el deja se închide, știind că oricine intră în viața lui va pleca în curând. Și este păcat. Încercați să vă țineți soția în frâu. Eu plec acum. Anna Ivanovna i-a dat din cap înainte de a pleca fără să se uite înapoi. Eugen s-a dus în camera soției sale și a cerut răspunsuri, dar Irina pur și simplu a luat-o în derâdere. S-a așezat pe un taburet bej în fața vanității, examinându-și buzele, unde rămăseseră urme de ac de la ultima injecție cu acid hialuronic. Scruta munca esteticienei cu atâta intensitate încât era evident. Propriul ei aspect conta mult mai mult pentru ea decât soarta unei bone sau chiar a propriului ei copil. Oricum, nu-mi plăcea bona aia. Era prea arogantă și nâmfată, a declarat Irina, făcându-și buzele deja pline. Și plângerile ei sunt nefondate. Știi că bucătăreasa și femeia noastră de serviciu și-au dat demisia, nu? Așa că i-am sugerat să facă curat după Iurie și să-mi pregătească micul dejun. Este atât de mult de cerut? Oricum gătea deja pentru Iurie. În plus, ea e doar un ajutor. Cine se crede ea? Eugen era în stare de șoc. Și-a înghițit cuvintele pe care voia să le spună. Ești doar o cochilie drăguță care nu știe să facă nimic. Așa că de unde-ți vine mândria? Bibescu încă se agăța de speranța că își poate salva căsnicia, crezând că este mai ușor să distrugi o familie decât să o repari. Irina a continuat. Poate că am întrecut măsura o dată sau de 2 ori, dar era chiar atât de sensibilă? Și ce limită ai depășit? Mai exact, a întrebat el. Ei bine, cred că s-ar putea să o fi făcut babă, dar ea nu e bătrână? Bibescu și-a strâns pumnii și, fixându-și soția cu o privire dură, a declarat pe un ton ferm. Nu mai angajez bone pentru Iaroslav. De acum înainte, tu vei avea grijă de el. Complet. Îl vei duce la grădinița lui privată, la lecțiile de înot, la orele de artă, la doctor dacă este nevoie. Îl vei hrăni dimineața. Dacă vrei, poți să comanzi mâncare sau să-l duci la o cafenea, dar trebuie să fie bine hrănit și sănătos. Irina a întâlnit privirea soțului ei în oglindă, ochii largi înduse. Ce? Nu, nu pot. Oh, și ce anume te ține ocupată, dragă? A râneit Eugen. Ești mama lui, așa că asumă-ți responsabilitatea. Și tu ești tatăl lui. Bine, a răspuns el fără probleme. Să zicem că îmi dau demisia ca să am grijă de el. Știi că aș fi încântat să fac asta.
Nu mințea, îl adora pe Iurie. Fiecare minut liber, fiecare weekend, fiecare vacanță, Eugen îl petrecea cu fiul său. Dar atunci va trebui să-ți iei o slujbă, Irina, a spus el, încrucișându-și brațele peste pieptul larg. Eu cred că ar trebui să lucrezi în domeniul tău și să ne întreții. Care a fost diploma ta? Ah, da, nu ți-ai luat una pentru că visai să devii actriță. De aceea ai venit la Moscova, doar pentru a descoperi că frumusețea singură nu era suficientă. Atunci, a trebuit să te angajezi ca hostess și să te chinui până când m-ai văzut în restaurant. Deci, te vei întoarce să fii hostess? Ar trebui să te avertizez. Salariul tău nu va acoperi toate gențile, pantofii și hainele de marcă pe care le cari acasă doar pentru a le lăsa cu etichetele pe ele. Nu ți va plăti nici tratamentele de înfrumusețare, nici călătoriile în străinătate, nici măcar casa asta. Va trebui să vă restrângeți bugetul. Deci, ar trebui să-mi dau demisia. Irina? De ce îmi faci asta? Ochii Irinei erau plini de lacrimi strălucitoare, o armă pe care o mânuia cu precizie exersată pentru a-și dezechilibra soțul. Lacrimile femeilor au fost întotdeauna distrugerea lui Eugen. Îl făceau să se clatine și să recunoască înfrângerea, iar el începea imediat să o consoleze. Dar, după ani de lacrimi ale Irinei pentru lucruri banale, el devenise imun. De data asta, nici măcar nu a tresărit. Voi angaja o femeie de serviciu, prima care se va înscrie. De asemenea, îi voi cere bucătarului să se întoarcă, îi voi da concediu plătit și îi voi da timp să se răzgândească, a anunțat el. Nu va mai exista nicio bonă în casa noastră. De acum înainte, Iurie este responsabilitatea ta. Asta e tot ce am de spus. Realizând că lacrimile ei nu funcționau, Irina a clipit, iar ochii s-au uscat instantaneu. Eugen înghiț în sec, uimită de priceperea ei. Ar fi putut deveni o adevărată regină a dramei, s-a gândit el. Nu mă poți prinde pur și simplu în casa asta, a declarat ea, ridicându-și bărbia sfidător. Nu încerc să te prind în capcană. Sper doar să te transform într-o mamă decentă, din moment ce nu te-ai dovedit a fi o soție prea bună, a replicat Eugen, pierzându-și în sfârșit cumpătul. Dacă nu te poți descurca, Irina, mă tem că va trebui să mergem pe drumuri separate. Ce? A șuierat ea, sărind în picioare. Mă ameninți cu divorțul? Bine, îți voi lua bunurile cu mine. Nu prea cred. Vei lua doar mașina pe care ți-am dăruit-o. O poți conduce oriunde dorești, a chicotit el. Atunci îl voi lua pe fiul nostru. Eugen a simțit o durere, dar nu a lăsat-o să se vadă. De asemenea, puțin probabil, nu ai serviciu și nici casă. Dar în orice caz, Irina, te-am avertizat. Adună-te! S-a întors și a plecat, lăsând-o plină de furie. De atunci încolo, Irina, furioasă pe soțul ei, a refuzat să mai vorbească cu el. Bibescu nu putea să nu se gândească că era o tăcere minunată. Recent, angajase o menajeră, o fată dulce pe nume Xenia Zaitseva. Xenia tocmai absolvise institutul pedagogic și, se pare, era orfană. Locuia într-un orfelinat de la vârsta de 13 ani. Eugen nici măcar nu-și dăduse seama când fusese de acord să-i dea slujba. Poate că era milă de ea, văzând ce cărți îi dăduse viața. Poate că privirea ei, atât de deschisă și încrezătoare, l-a mișcat. Ochii ei erau albaștri ca cerul, parcă fără sfârșit. Sau poate că i-a admirat echilibrul în timpul interviului, cu spatele drept, cu mâinile sprijinite pe genunchi. Ca o școlăriță chemată în biroul directorului, ea a răspuns la fiecare întrebare cu calm, deschis, fără să ascundă nimic. Chiar a spus clar de ce nu a urmat o carieră didactică. Încă mai sper să o fac într-o zi, dar acum oamenii mă văd ca pe o orfană, nu ca pe o tânără profesoară. Uneori am impresia că angajatorii tratează orfanii ca mine de parcă abia am evadat din închisoare. Este un stereotip trist, dar real, a recunoscut Xenia. S-a întâmplat ceva, a ghicit Eugen. Xenia a făcut o pauză, apoi a dat din cap. După absolvire, am început să lucrez într-o școală. Elevii mă plăceau, dar mamele lor nu. Una dintre ele a aflat că provin dintr-un orfelinat și a crezut că asta îmi va afecta predarea. Directoarea și-a cerut scuze și mi-a cerut să demisionez. Ea a suspinat. Acum sunt în căutarea oricărui loc de muncă. Într-o zi,
Aș vrea să economisesc suficient pentru a-mi începe propria afacere și să fiu independentă. Am lucrat ca femeie de serviciu în timpul facultății. Am făcut curățenie la un hotel, deci cred că mă pot descurca cu casa ta. În loc de răspunsul standard, mulțumesc, ținem legătura, Bibescu s-a auzit spunând. Poți începe luni? Xenia putea. Începuse cu o săptămână în urmă, iar casa strălucea. Irina, însă, nu era mulțumită. Nu-i plăcea să aibă în casă o fată tânără, frumoasă, cu un trecut îndoielnic. Eugen era chiar îngrijorată că Irina ar putea să se răzbune pe Xenia. De data aceasta, el a plănuit să fie mai deștept. În acea duminică, a instalat camere în toată casa. Nu numai pentru că era îngrijorat de comportamentul soției sale, ci și pentru că Elena sugerase să o supravegheze pe orfană. Când Manolescu a auzit despre noua menajeră, a fluierat și a spus cu mare autoritate, fără supărare, dar nu aș avea încredere în ea 100%. Pentru a trăi cu lupii, trebuie să urli ca un lup. Ea poate părea dulce ca un miel, dar ar putea să te jefuiască orbește, iar tu nu ți-ai dat seama niciodată. Așa este și într-un orfelinat. Dacă vrei o bomboană, trebuie să o furi sau să te lupți pentru ea, zgâriind și trăgând de păr dacă trebuie. Și de unde știi tu toate astea? Eugen se încruntase, devenind neliniștit de alegerea menajerei sale. Am văzut asta într-un film, spusese Elena, îndesându-și în gură mâini pline de alune zaharisite. Dar oricum, instalează camera. Dacă se întâmplă ceva, vei avea dovada. Oh, și poate vei înțelege în sfârșit de ce personalul tău nu stă niciodată mult. Adică, sunt sigur că e numai vina Ircăii, dar în felul ăsta vom avea dovada Sherlock Prof, iar tu îți vei ține și copilul în siguranță. Ideea i s-a părut bună lui Eugen, așa că a montat camerele, iar luni a venit prima zi în care camerele au înregistrat. Elena dansa practic în fața laptopului lui Eugen, gata de acțiune. Acesta configurase chiar și un program, astfel încât să poată urmări casa în timp real. Omule, tehnologia este uimitoare, nu-i așa? A spus el, mulțumit de munca sa. Păcat că nu am pus camere în baia sau în dormitorul menajerei tale. Eugen a pocnit din limbă și i-a dat prietenului său o palmă peste cap. Auți! A protestat Elena. Pentru ce a fost asta? Ai 30 de ani, dar te comporți ca o adolescentă care trece prin pubertate, a ironizat el. Și tu ai 30 de ani, dar te comporți ca un bătrân, a mormăit Elena, apoi a scos transmisia în direct. Poftim! E casa ta! Nu se întâmplă nimic interesant. Xenia ta face curățenie așa cum trebuie. Nici măcar în fustă mini. Plictisitor. Eugen s-a uitat la ecran. Xenia spăla geamurile. Elena a mai zăbovit puțin, terminându-și gustările și băuturile, apoi a plecat. Eugen s-a întors la muncă, dar, din când în când, verifica transmisia din casă. Poate că era o supraveghere necinstită, dar nu-și putea stăpâni curiozitatea crescândă din el. Era ceva antrenant în asta. Instalase camere în sufragerie, în bucătărie și în câteva camere, cum ar fi camera de joacă și camera lui Iurie. Timpul trecea, iar Elena continua să treacă pe la el, fie cu un sandviș, fie cu o chiflă, întrebând de noutăți. Dar nu erau niciuna. La un moment dat, observând-o pe Elena mâncând salată dintr-un recipient, un gând ciudat l-a lovit pe Eugen. Ascultă! Elena, poți să derulezi filmarea din bucătărie de azi dimineață și să o treci pe repede înainte? Sigur. Elena a dat din cap, cu gura plină. Elena s-a conformat și suspiciunea lui Eugen a fost confirmată. Uite, menajera noastră nu a mâncat nimic toată ziua. S-a dus de mai multe ori în bucătărie doar pentru a-l hrăni pe Iurie. A gătit chiar și pentru el, deoarece bucătarul este în vacanță. Și nici nu trebuie să menționez că Irina ar trebui să facă asta. Dar Xenia nu a băut nici măcar apă. Serios? Poate că ține o dietă. Elena, al cărei apetit era nesfârșit, era cu adevărat impresionată. Eugen se uita la ecran cu îndoială. Xenia era subțire ca o trestie. Dieta era ultimul lucru de care avea nevoie. În acea seară, a ales să nu spună nimic. A doua zi, a fost din nou distras de la muncă, urmărind-o pe Xenia. Din păcate, din nou, ea a ignorat frigiderul și s-a concentrat pe hrănirea lui Iurie. Săptămâna a trecut în acest fel.
Eugen era în stare de șoc, privind-o pe Xenia ocupându-se atât de curățenie, cât și de iurie, în timp ce soția lui se distra cu prietenii acasă, bea cu ei sau ieșea în oraș. Vineri, întorcându-se de la serviciu, s-a dus mai întâi să-și vadă soția. Deci, cum a fost ziua ta? A întrebat el. Epuizantă, a zâmbit ea. L-am dus pe fiul tău la cumpărături și la piscină. Serios? Și ce ai dat de mâncare lui Iurie astăzi? Irina a ridicat din umeri. Terci de ovăz, supă, ca de obicei. S-a uitat în altă parte. Haide, Irina, nu minți. Știu că Xenia a gătit pentru Iurie. Îți dai seama că îi pui sarcini suplimentare? S-a plâns ea la tine. Irina a răbufnit instantaneu. Sunteți voi două atât de apropiate acum încât vine la tine să plângă pe umărul tău? Nu, nu mi-a spus nimic, a răspuns Eugen, perindând-o. Am aflat prin alte mijloace. Spune-mi, ce altceva o pui să facă? Nimic cu care să nu se poată descurca. Am nevoie de propriul meu spațiu, Eugen. Altfel, o să-mi pierd mințile, înțelegi? S-a înfuriat Irina. Și oricum, voi pleca în weekend. E petrecerea burlăcițelor Luiza. Așa că acum e rândul tău să fii părinte. A început să-și împacheteze lucrurile după tirada ei. Eugen și-a frecat fața, simțindu-se complet epuizat. Își amintea când Irina îi spusese că este însărcinată. Fusese foarte bucuros. Își imaginase că vine acasă după o zi lungă într-un loc plin de iubire, îmbrățișându-și soția, jucându-se cu copilul său. Își imaginase cine de familie împreună. Realitatea s-a dovedit a fi dură. Irina doar lua, niciodată nu dădea. Avea un apetit insațiabil pentru cheltuieri și totuși nu lua niciodată cina cu el. Ea sărea peste mese pentru a rămâne slabă. Micile dejunuri erau și ele separate. Irina se trezea după prânz și se întâlnea cu Eugen doar dacă avea nevoie de ceva. Gândindu-se la toate acestea, Bibescu s-a dus să o caute pe Xenia. A fost surprins să o găsească în camera copiilor. Se juca cu Iurie, învățându-le cu cartonașe. Tată! A exclamat Iurie, alergând să-și îmbrățișeze tatăl. Eugen și-a luat fiul în brațe, l-a ridicat și l-a ținut aproape, făcându-le să râdă. Xenia a sărit repede în picioare, dar a tresărit după ce se așezase prea mult pe picior. S-a clătinat, iar Eugen abia a reușit să o prindă. Acum îl avea pe Iurie într-un braț, iar pe Xenia sprijinindu-se de celălalt. Iurie a râs, iar Xenia s-a retras repede, cerându-și scuze. Tată, uite ce m-a învățat Xenia! A exclamat Iurie. Tractor! Se lupta cu sunetul R, dar mamei lui nu-i păsa. Totuși, Xenia reușise deja să-l corecteze. Wow! E uimitor! A radiat tatăl său. Și uită-te la asta! Am făcut și asta! Iurie a început să alerge prin cameră, arătând meșteșuguri și cărți. Eugen ofta și admira la momentul potrivit, iar Iurie strălucea de mândrie. Întorcându-se spre Xenia, el a întrebat-o direct. Nu ți-am cerut să faci pe dădaca. De ce petreci atât de mult timp cu asta? Xenia a ridicat pur și simplu din umeri. Nu este greu pentru mine și nu prea am altceva de făcut cu timpul meu. În plus, chiar îmi place Iurie, a spus ea cu un zâmbet sincer. Ai absolvit învățământul, nu? Și-a amintit el. Xenia a dat din cap. Îți amintești? Ți-am povestit despre visul meu de a-mi începe propria afacere. Vreau să închiriez un local și să înființez cursuri pentru preșcolari, a recunoscut ea, roșind ușor. Este un vis minunat, a răspuns el sincer. Eugen nu s-a putut abține să nu-și amintească ce spusese dădaca anterioară, cum Iurie se retrăsese și devenise neîncrezător în oameni. Dar cu Xenia era altfel. Era atras de ea, ca un mic magnet. Eugen s-a trezit și el admirând-o pe Xenia. Jenat, s-a întors repede la Iurie. După ce a mai discutat câteva dintre realizările lui Iurie, l-a lăsat pe fiul său să se joace și a trecut la treabă. Xenia, iartă-mă, dar am observat că nu ai mâncat nimic în casa mea. Nu mă înțelege greșit, nu am măsurat nivelul laptelui sau nu am numărat feliile de brânză, a oftat el. Doar că sunt câteva camere aici pentru securitate, nimic mai mult. Dar nu m-am putut abține să nu observ că nu mănânci.
Xenia a părut vizibil stânjenită și a coborât capul. Ei bine, eu mănânc. Cumpăr prăjituri, aduc sandvișuri după weekenduri, lucruri de genul ăsta, a mormăit ea. Este ceva în neregulă cu mâncarea pe care o avem? Dacă este ceva ce nu vă place sau dacă aveți nevoi dietetice specifice, spuneți-mi. Bucătarul se va întoarce în curând și se va ocupa de asta. Oh, nu, nu este o dietă sau ceva de genul ăsta, râse ea nervoasă, ascunzându-și o șuviță de pârșaten deschis după ureche. Ai uitat de unde vin eu? Voi mânca orice, crede-mă. Doar că nu credeam că am voie să stau la masa voastră sau să vă ating mâncarea. Eugen era cu adevărat șocat. Crezuse că era evident. Trăiești aici, mănânci ce vrei. Dar poate din cauza felului în care o tratau ceilalți, această fată cu suflet bun a crezut altceva. Ea nu lua nimic din ceea ce nu-i se oferea în mod special. Înțeleg, a spus el în cele din urmă, întâlnindu-i privirea. Ei bine, nu vreau să leșin de foame în timpul serviciului. Te rog, simte-te ca acasă și mănâncă cum trebuie. Tot ce este în frigider este al tău. Cât timp bucătarul este plecat, poți comanda mâncare și să-mi lași chitanțele. Voi acoperi eu cheltuielile. Ai înțeles? Xenia a dat timid din cap, în momentul în care stomacul ei a scos un mârâit puternic. S-a înroșit, iar Iurie a izbucnit în râs. Xenia, ți-e foame? A întrebat copilul. Eugen nu a așteptat un răspuns. Și-a luat fiul în brațe și a declarat că se îndreaptă cu toții spre bucătărie. O oră mai târziu, cei trei stăteau în jurul mesei, devorând paste cu sos de carne, acoperite cu grămezii generoase de brânză. Eugen o invitase pe Irina să li se alăture, dar ea i-a amintit că nu mânca după ora 6. Pentru prima dată în ultimii ani, Eugen se simțea cu adevărat fericit în propria casă. Împărțea o masă cu oameni minunați, așa cum visase dintotdeauna. Sâmbătă, Irina a plecat, așa că Eugen a rugat-o pe Xenia să stea cu Iurie pentru o vreme. Trebuie să merg la birou pentru aproximativ 3 ore, s-a scuzat el. O să te plătesc pentru timpul suplimentar. Nu-ți face griz, a fluturat Xenia din mână. O să ne distrăm de minune. Și nu mințea. Iurie părea atât de fericit cu ea. Xenia a sfârșit prin a rămâne tot weekendul, pe care l-au petrecut împreună ca un mic trio. Luni, Irina încă nu se întorsese. A sunat doar ca să spună că era un pic legată. Eugen era pe cale să se ocupe singur de Iurie, dar, încă o dată, Xenia a venit în ajutor. Du-te la muncă! Eu îl voi duce pe Iurie la grădiniță și la activitățile lui, a promis ea. Irina s-a întors în cele din urmă joi, mirosind încă cocktailuri. Primul lucru pe care l-a văzut a fost menajera care stătea la masă lângă fiul ei, mâncând supă. Ce se întâmplă aici? A răbufnit ea. Ai uitat ce ți-am spus? Tu ești servitoarea și ar trebui să-ți cunoști locul. De ce mănânci la masa mea, mâncând mâncarea mea? Eugen nu știa, dar soția lui spusese clar că refuza să mănânce cu o servitoare orfană. Ea și prietenele ei o ridiculizaseră pe Xenia, speculând că ar putea avea păduți sau alte bori. Chiar i-a interzis Xeniei să folosească baia lor, permițându-i doar baia oaspeților. Irina nu îi dăduse lenjerie de pat și nu o lăsase să aducă o cană personală în casă. Dar Xenia ținuse toate astea pentru ea și nu-i spusese lui Eugen. Poate că ar fi trebuit să o facă. Xenia, continuă, spusese Eugen, deși Xenia pălise, speriată de privirea furioasă a Irinei. Deci acum îl asculți pe el, nu pe mine, nu? Vrei să mănânci supa noastră? Atunci mănânc-o ca orfană împuțită ce ești. A râneit Irina. A luat bolul și l-a aruncat pe podea. Haide, mănânc-o. Ce? Nu vrei să mănânci? A aruncat bolul și acesta s-a spart. Iurie a izbucnit în lacrimi, îngrozit. Xenia s-a repezit la el pentru a-l consola, ceea ce a înfuriat-o și mai tare pe Irina. Ea s-a năpustit asupra lui Iurie, mirosind de alcool, și l-a tras de braț, făcându-le să strige de durere. Iurie, vino la mami! A cerut ea. Îl doare și e speriat. Te rog, oprește-te! A implorat Xenia, îngrijorată pentru băiat. Taci din gură! A strigat Irina, trăgându-și fiul mai aproape. Xenia i-a dat drumul pentru a nu-l răni și mai tare, iar Iurie a căzut de pe scaun, lovindu-se cu capul de bolul spart.
Xenia a oftat și l-a îngrijit rapid pe băiat, chemând o ambulanță. Iurie a fost dus la spital, unde a primit câteva copci. Xenia a rămas lângă el. La scurt timp după aceea, a sosit Eugen, urmat de poliție. Am primit un apel că ai făcut rău unui copil, i-au spus ofițerii Xeniei, dar Eugen i-a luat apărarea. El văzuse totul pe camerele de supraveghere și le explicase polițiștilor. Ea a dus acasă pe Xenia și pe Iurie, care era epuizat, dar a lungat-o pe Irina, care băuse și mai mult. La început, Irina a fost furioasă, bătând din picioare și strigând că este nevinovată. Apoi s-a smiorcăit, a plâns și l-a implorat pentru o nouă șansă. Ți-am dat mulți ani, dar nu ne-ai dat nici măcar o zi. Irina, nici mie, nici fiului nostru. Chiar și atunci când am încercat să fac lucrurile să meargă, nu ai fost niciodată cu noi, a spus el, cu o notă de tristețe. Am rămas căsătorit cu tine de dragul lui Iurie, dar acum cred că i-ar fi mai bine fără o mamă ca tine. În cele din urmă, el a intentat divorț. Irina nu s-a luptat pentru custodie, nu-i păsa de fiul ei. Tot ce a regretat a fost stilul ei de viață luxos. Xenia a rămas în casa lui Bibescu, dar acum cadă dacă a lui Iurie. Băiatul o adora și, în curând, la fel a făcut și Eugen însuși. S-au căsătorit, iar Elena, din nou în calitate de cavaler de onoare, a spus cu autoritate: acum ai făcut alegerea corectă, prietene. Viața de cuplu a fost o bucurie. Xenia conducea fericită gospodăria și avea grijă de soțul și fiul ei. Acum, Eugen se grăbea acasă în fiecare zi, știind că l-aștepta o familie iubitoare și o cină caldă. La 2 ani după nunta lor, Xenia a aflat că așteaptă un copil. Când a venit timpul, au primit o fiică, Milana. Iurie a devenit un frate mai mare iubitor pentru ea. Iar când copiii au crescut puțin, Xenia și-a împlinit visul. A adunat o echipă de profesori și a deschis un centru preșcolar. A fost cea mai bună profesoară, nu doar datorită cunoștințelor sale, ci și pentru că a adus o dragoste autentică pentru copii, chiar și pentru cei care nu erau a ei.